Vă salut! În acest video veți putea vedea cum am arat eficient cu cele două motosape model RIS 731KCC, reglajele ce trebuie făcute pentru o arătură corectă și totodată la final părerea despre motoutilajul RIS 731KCC după mulți ani de utilizare la diferite munci și câteva sfaturi. Pentru a ara sunt necesare următoarele accesorii. Plugul simplu, în cazul nostru, adaptorul reglabil pentru plug, roțile metalice, greutăți pentru roți sau greutate pe față, în cazul nostru greutăți pentru roți. Etapele de montare, asamblare. Se demontează adaptorul standard. Se montează adaptorul reglabil pentru plug. Trebuie de acolo un coa, vezi? De aici încoa. Și cu piulița aici. Se fixează adaptorul reglabil pentru plug prin cele două șuruburi laterale. Se montează plugul simplu la adaptorul reglabil și se alege adâncimea dorită în sol. Să-l fac reversibil pe al meu. Se îndepărtează roțile de cauciuc și se montează roțile metalice cu greutăți. În cazul nostru, greutățile sunt deja atașate. Gata? Lasă-o. Iar acum vom pune motoutilajul cu plugul atașat pe o suprafață cât mai dreaptă pentru a-l echilibra cât mai eficient la contactul cu solul și totodată vom seta unghiul de atac pentru răsturnarea brazdei. Uite așa. Atât. Asta e. E perfect. Păi deja are brazda ăla. În cazul nostru, unchiul meu deja apucase să facă prima brază de mijloc până am ajuns noi. De reținut, pentru realizarea primei braze de mijloc, înclinația plugului trebuie să fie plană, dreaptă cu solul. Odată ce am băgat roata metalică devine pe șanțul arăturii, mai exact pe șanțul primei brazde de mijloc, vom regla înclinația laterală a plugului pentru o arătură cât mai eficientă. Dau și o brază, bă. Da, da, se vede. Ia bine brața, chiar îmi place. Uite și numai asta cum o ia. O întoarce pe lume, da? Iau!
Ești mulțumit? Super! Hai că audeci! Uite cum răstoarnă brazda! Da, o răstoarnă bine brazda! Super tare! Curăță de vegetație. Ia uite ta ce arătură. Iau. Arătură scoasă de cele două motosape, 731 KPCC. Iau. Tigri. Ce arătură, frate. Ia uite ce frumos e. Da, da. Și? Și cum a fost? A fost foarte bine, s-a arat pământul bun, motoarele bune. A ieșit o arătură, nici nu mă gândeam să ies așa ceva. Deci, foarte, foarte frumos. Unchiule Mata, ce părere ai de utilaj? Ești mulțumit până acum? Așa, cu adaptări, cu astea? Nu că sunt mulțumit. Sunt foarte mulțumit. E bun. Dacă s-ar putea să aducă ceva îmbunătățiri la cutia de viteză. Bun, în rest, bun, de reținut. Motorul bun, merge, s-a schimbat de ulei la timp. Cu două, o viteză, două în plus. Măcar o viteză, dar, cum să spun, ar fi bine o treaptă. Și pe greu. Și pe greu. E, există. Să cuplez. Diferențial pe roți ar suna bine la el, adică la o remorcă mai încărcată. Poți să întorci mai ușor roata pe loc, pe, nu? E bun, e foarte bun, un diferențial ajută mult. Că și așa are cardanul aici în spate, priza de putere. Da, da. Ar fi super. Da. Niște schimbări în plus la el acolo ar fi super. Deci o viteză două în față, ar putea și manșalier. Da. Manșalierul are, dar mai repede. Deci, ok, o viteză două în plus în față și un diferențial pe roți care să ajute la greutăți, la înduranță, la cărat, în mod special. Da. Pentru remorcă. Mata, de cât timp o ai motosapa asta, așa pe trei unii? De un an jumate. De un an jumate, dar sunt foarte mulțumit. Ce operație agricolă ai făcut cu ea? Ce ai muncit cu ea? Arat, frezat,
Cărat cu remorca? Cărat cu remorca, nu se mai... Ai pus ca lumea și pe remorca? O tonă. O tonă, a? Știu că mata e remorca făcută de casă, la casă, da. Adică mata singură. Făcută de el. O tonă. Ce ai pus pe el? Ciment. Ciment? Fier. Ciment, balast, fier, nisip, pământ, orice. Ce să muncește într-o gospodărie. Bă, da, frumos. Uite. Vezi, doamne, mă. Cât timp va? Cât timp? 10 minute, 20 minute? 10-15 minute. Mai mult de ce? Ci nici 15 minute. În 20 de minute l-ar singur. Păi nu, amândoi așa nu facurăm. Nici 10 minute. Da, nici 10 minute. Mi s-a părut și mie puțin timp. Băi, ele sunt bune. Sunt super. Ca motor. Trebuie lucrat la cutia de viteză. Că tot are ulei, grup da. De ulei. Ar da. Putea să-i pună să adapteze, să facă, să modifice puțin cutia și să-i bage pinioane, să-i pună pinioanele alea, două în plus, pentru fugă. Da, adică mă tai vrea... Pentru muncă îi dai cu antâia, pentru greu. Pentru greu, da. Pinioanele sunt mici, nu sunt pentru fugă, sunt pentru forță. Normal, ăștia nu sunt făcute pentru fugă. Păi nu sunt, dar uite, te deplasezi dintr-un loc în altul și da. Trebuie să te duci repede. Da, da, ăștia sunt făcute special pentru grădini. Pentru lucrurile pe lângă casă. Acum da, noi da. Vrem să ne ducem mai asta... departe și să avem și viteză, e altceva. Bine, el a spus ca viitoare posibile îmbunătățiri. Dacă... Na, adică... Produsul e reușit până acum, dar se poate și mai bine, sau e loc de și mai bine. Ăștia sunt cele mai reușite, 731 capa sunt perfecte, sunt cele mai bune. Și Mata, văd că ai plug făcut de, chiar de Mata, nu? Făcut în acasă, da, cum ar veni. Plugul făcut de el și plugul făcut de Mata, nu? Ia uite și. Și adaptor și... Și adaptorul tu, Mata, l-ai făcut, nu? Tot. Ia adaptorul, plugul, adaptor cu tot. Vezi că aici am schimbat priza ca să pot să iau brazda după plug. Da, văd că... I-am schimbat priza. Știi cum am zis noi că facem, Marian? Da, cu căruciorul parcă. Da, cu căruciorul, că noi așa trebuie să facem cu căruciorul. Ca să ia mai bine priza la arat. Da, și să nu... Nici nu mai e, l-am fixat odată. Cu căruțul să mergi pe sus. Și ăsta e plug de la, cum îi spune? Plug după vaci, după boi, după cai. Da, arată plug, bine. Modelul vechi. Plug făcut de fabrică, de... Și mi-a spus Mata că vrei să faci reversibil, nu, cu timpul. Da, o să-l fac, aș vrea să-l fac reversibil. Aici de la adaptorul ăsta să-i fac cu un șurub gros, mai dur, mai rezistent. Să poate face întorc. Sau nu? Să poate. Să poate face, cum să nu? Trebuie timp. Nu mai, ce să, dacă se poate să. Când poate. O da alba, mă ocup de el. Zăpadă. Și-l fac reversibil. Dar trebuie să-i pun roata aici, așa? Da, am văzut că pe roata. Și să fie ajustabilă roata. Da. Da, roata să fie, să-l lase. Mai trebuie ceva îmbunătățiri și mie la el, da. Bă, ești mulțumit și am văzut că intră destul de bine, adică... Oho, încă mă țin la el să nu intre. Te ții, adică am... E forțos, adică. Și mă arăta aici ai plugul lui, nu? Din fabrică, cum ar veni. Da. Plugul original, uite, acum să nălăi. Nine să-l vopseau bine, uite, pe cuțu, vezi? Acum îl băgai primat. Băi, sincer, a rămas uimit de ale mândouă cum s-au descurcat și, într-adevăr, mai mult de 10 minute aici n-a durat. În 2 motosape. Dacă stăm așa, n-ai timp să fumezi o țigară și eu ăsta ai făcut în 2. Și ca adâncime, cât credeți că a intrat așa, per general, așa? Variază. Depinde și de teren, dar mai puțin de 10 cm noi. 15, 17. Știu dar că pe teren îți poți să intri și 20. 20. Intră cu tot cu plug, cred. Intră motosapă cu tot, da. Până de se rămâne pe el. Dar uite și mata ce frumos se vede. Uitați-vă și voi. Adică se vede că a ieșit chiar mulțumitor, sincer. Bă, uite, brav. Și a fost și puțin ud solul, nu sau? Bă, ce da, un pic are umezală în el. Dar e bun așa. E bun că dacă nu-l luam acum, nu-l mai luam. Se luam mai greu sau, da. Și mă ai început cu jumătatea, nu? Când ai dat prima brază, ai dat-o pe jumătate. Da, da, mă, tati, te uiți și măsori și începi. Măsori din privire. Da, cu proximul. Stai cu pasul sau cu bățul, cu metru.
din privire îi dai și trebuie să ții drept prima brazdă cu plugul, da. Ați mers cu toate. Și îți rămân clinuri, clinuri. Văd că brazda a scos la ambele motosape, chiar și cu plugul de casă și cu plugul de din fabrică. Adică a scos frumușică brazda pentru motoutilaj. Bă, e ce să mai, sunt foarte bune pentru gospodării, uite, în grădină, pe, sunt foarte, foarte bune. Eu îmi iar terenul în grădină cu ea. Ia asta, dacă am atras pe ea, atras pe ea ca lumea. Bine, că are și grijă de ea, nu? Ia zi, băi, unchiule, uleiul cu astea, spune-le la oameni că... La timp, la timp, la o lună de zile îi schimb la grup și de două ori pe lună la motor. Ia auzi, doi băieți. Pentru că e puțin ulei la motor, e baia mică. Noi trebuie și să negrește. Ai ulei să-l schimbăm? Mai cumpărat eu. Că sunt mulți care nu-l schimbă și au probleme și nu știu de ce sau de unde apar problemele. Păi din cauza, tocmai de asta. Din cauza la pinioane. Nu ai grijă de uzura de la pinioane. Nu-i faci uleiul, schimbul la ulei, da? La timp. Trebuie să verifici că își face presiune și s-aude zângănitul la pinioane. S-aude un mers schimbat, zici că pleacă fier pe fier. Păi din cauza că uleiul îi se duce... Se duce... Bine, plus că și uzura poate să varieze, adică într-o zi să ar mai ca lumea sau să frâiesc ca lumea. Dacă are ulei, ulei bun, bun, nu ulei uzat. Și îți dai seama, când e ulei uzat, are pilitură de aia și e închis la culoare, e negru. Se negrește, se face negru-negru. Corect. Al meu s-a negrit. Îl schimbăm, îl schimbăm că avem ulei. I-am făcut schimbul, dar am tras și pe ea. Eu numai cu asta am. Ulei de care folosiți? Șiruri sau e și ulei cu aceleași specificații? În patru timpi. În patru timpi, nu? Ulei pentru motor. Nu neapărat. Depinde. Nu e Ruris cumpărat de la firmă, de la Ruris. Da, ulei specific dar pentru... exact cum e al de la Ruris. Da, cu specificațiile. Da, exact. Bă, băieți, hai să vă salut. Hai să... Dăm un tic cu unchiul. Pe tata lăsăm la urmă, hai. Salut, salutați și voi oamenii și... Vă salutăm și vă așteptăm... Cu cât mai mult. Așteptăm comenzi. La ce? Da, la pluguri, la ce? La tot. Tu închisă și benzina? Da. Păi? Să nu fie în viteză tot. În viteză? Nu e. Nu e, nu? Hai. Ai văzut la șterg cu comenzi. Frumos, a luat-o bine. Iau ce frumos. Dragi gospodari, după cum ați putut auzi de la tatăl meu și de la unchiul meu, am fost mulțumiți de ce rezultat am avut aici și totodată de motoutilajele lor, care ambele sunt același model, Ruris 731 KCC. Dat fiind cele spuse, nu vă mai rețin, vă urez toate cele bune, mult spor în ceea ce faceți, numai bine, sănătate, salutare, bye bye!